Green Day SRL este operatorul de salubrizare al municipiului Sebeș din luna aprilie 2012. La ședința de Consiliu Local a fost adus în discuție un posibil protocol între operator și firma Ecorom Ambalaje pentru implementarea unui sistem de colectare și valorificare a deșeurilor din fluxul menajer. După mai multe discuții, nu s-a ajuns la niciun consens. Discuția a început cu prezentarea activității firmei Green Day SRL de către reprezentantul acesteia, moment în care președintele de ședință, Gheorghe Feneșeriu, a intervenit și l-a corectat. Noi, prin contract, am avut 90 de zile să stabilizăm situația și, din punctul nostru de vedere, s-a reușit. Noi am distribuit în jur de 150 de povele zilnic. Aici s-au distribuit în total în jur de 7.000 de povele până la momentul față și s-a colectat gunoiul de prin zi că a intrat, din 15 aprilie. Eu personal mi-am manifestat nemulțumirea față de modul în care dumneavoastră ați început activitatea în Sebeș. Spuneați că în opinia dumneavoastră totul este ok, în opinia mea cred că a fost o lună catastrofală pentru locuitorii Sebeșului. V-ați mișcat foarte încet, oamenii dumneavoastră de comunicare n-au existat absolut deloc, iar cei care vă reprezentau interesele la birou ne tratau cu indiferență și n-aș vrea să spun mai mult. Administratorul SC Green Day SRL, operatorul actual de salubrizare al municipiului Sebeș, vede acest parteneriat ca pe o formă de susținere financiară a serviciului de salubrizare prin colectare selectivă. Efectiv, noi facem serviciul de colectare a deșeurilor. Acum, e o formă de controla și avem un sprijin financiar pentru acoperirul serviciului respectiv. Asta e baza de protocol. Argumentele și așa subțiri pentru validarea acestui protocol au fost spulberate de Comisia de Urbanism pe motiv că firma care se angajează prin protocol nu are responsabilități față de municipiu și poate părăsi parteneriatul oricând. Protocolul se semnează pe perioada de 2 ani, având în vedere că contractul inițial s-a făcut pe 5 ani și obligațiile celor care va presta prin protocol nu își asumă responsabilitatea în cazul de nemai executare a lucrării, decât efectiv printr-o înștiințare la primărie că își ia lucrările și pleacă, ceea ce mi se pare normal. În final, toți consilierii s-au abținut, proiectul nu a trecut, iar administratorul Green Day s-a ales doar cu mulțumiri pentru prezență.